domnilor, urmăriți o ediție specială la Antena 3. Sunt Cătălina Porumbel. Vă prezentăm la această oră documente în exclusivitate trimise duminică dimineață, duminică după protestele violente din Piața Victoriei, către Ministerul Apărării, deci către Guvernul României. Documente care conține modul de desfășurare a ceremoniei de Ziua Marinei, practic ceremonia de mâine. O să vedeți că sunt pas cu pas demnitarii care ajung, unde trebuie să stea, cum trebuie să stea, cum trebuie să facă cu mâna, unde se duc domnii Carmen și Klaus Iohannis. Din toată această desfășurare, lipsește întreg cabinetul Dăncilă. Singurul care apare este domnul Mihai Fifor. Știți că administrația prezidențială l-a mai photoshopat odată pe domnul Fifor, l-a mai făcut dispărut. Probabil că acum, gândindu-se că este invizibil domnul Fifor, l-au invitat pe domnia sa la această ceremonie. Deci în acest moment, nimeni, în afară de domnul Fifor, din cabinetul Dăncilă, nu este invitat, potrivit administrației prezidențiale, la această ceremonie. Deci domnul Iohannis, duminică dimineață, după ce s-a bronzat, după ce a fost la slujbă, s-a gândit să mai dea o lovitură guvernului Dăncilă și să elimine toți membrii cabinetului, cu excepția domnului Fifor, din programul acestei ceremonii. O să vedeți și un paragraf din legea care, practic, ne spune cum se organizează astfel de ceremonii. Instituția care este cea mai înaltă în grad în situația de față, administrația prezidențială, practic, este cea care face desfășurătorul acestei ceremonii. O să prezentăm pe larg aceste documente. Vreau să vă prezint și invitații mei la această oră. Domnul Mugur Ciubică, președintele grupului de investigații politice, domnul Cătălin Harnagean din partea ALDE, domnul Veaceslav Șaramet, secretar de stat la Românii de Pretutindeni și membru PSD. De asemenea, și domnul Prișcă este în legătură telefonică directă cu noi de la PNL. Haideți să vedem mai bine aceste documente și imediat o să mergem și la colega mea, Andreea Dumitrache, care are și o reacție de la administrația prezidențială. Haideți să vedem cum arată aceste documente transmise, repet, duminică dimineață de președintele Klaus Iohannis, după protestele violente, la Ministerul Apărării. Participarea domnului Klaus Iohannis și doamnei Carmen Iohannis la festivitățile prilejuite de Ziua Marinei Române. Și aici începe programul, la ora 9:55, sosirea lui Klaus Werner Iohannis, președintele României, și doamnei Carmen Iohannis. După întâmpinare, președintele României se deplasează singur pentru primirea raportului și trecerea în revista gărzii de onoare. Doamna Iohannis rămâne pe loc, alături de oficialitățile care au întâmpinat. După ceremonialul militar, doamna Iohannis, însoțită de oficialități, se deplasează spre președintele României și urcă împreună treptele către tribuna oficială. Deci, pas cu pas, ce se întâmplă? Ceremonialul militar de primire, primirea raportului comandantului gărzii, salutul drapelului de luptă, trecerea în revistă a formației, președintele României se întoarce spre dreapta și salută comandantul gărzii prin înclinarea capului. Deci, vedeți, practic nu este niciun moment ratat. Bun. Haideți să dăm și a doua pagină. La 10 și 15, deci între 10 și 15 și 10 și 18, alocuțiunea domnului Mihai Fifor, ministrul apărării naționale. Deci, singurul demnitar din cabinetul Dăncilă care are o alocuțiune trecută în acest program este ministrul apărării. Bineînțeles, mai apoi începe exercițiile navale. La ora 12:30, încheierea festivităților prilejuite de Ziua Marinei Române, plecarea președintelui României și a doamnei Iohannis, fără ceremonial militar. Există până și poziționarea demnitarilor la această ceremonie. Haideți să vedem următoarea pagină. Vedeți sus, plasament. Ion Oprișor, Nicolae Ciucă, Carmen Iohannis, Klaus Iohannis, Alexandru Mârșu, Mihai Fifor, Eugeniu Sturza. Atât. Se scrie mai jos, lista invitaților este în curs de actualizare. Și în curs de actualizare a rămas. Foarte interesantă această desfășurare făcută de administrația prezidențială. Haideți să vedem și ce spune legea care se ocupă de ceremoniile publice în România. La articolul 6, în aplicarea dispozițiilor articolului 5, ordinea de precădere în cadrul ceremoniilor oficiale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
locul reprezentantului autorității publice sau instituției publice organizatoare în cadrul ceremoniei oficiale se stabilește de comun acord cu instituția participantă cu rangul cel mai înalt. Ordinea de precădere a demnităților și a funcțiilor publice din cadrul aceleiași autorități sau instituții publice este stabilită de către conducătorul respectivei entități. Bun, haideți să mergem la Andreea Dumitrache. Andreea a reușit să obțină o reacție de la administrația prezidențială. Sperăm să ne lămurim și noi cum stau lucrurile, Andreea, și de ce în acest moment, în această desfășurare, nu este și premierul Viorica Dăncilă. Administrația, bună seara, administrația prezidențială face o precizare și spun cei din administrația prezidențială că au avut loc discuții pe baza acestui program încă de săptămâna trecută, însă în cursul zilei de azi, precizează cei din administrația prezidențială, au avut loc discuții între oficialii AP și oficialii MAPN. Și pentru că cei de la administrația prezidențială au cerut să știe exact care sunt oficialii care vor să participe la acest eveniment, așa încât să se știe exact acea ordine de adresare a discursurilor. Deci cei din administrația prezidențială spun că în cursul zilei de azi au cerut celor de la MAPN o listă cu oficialii din guvern care vor să participe la evenimentul de la Constanța. Iar cei de la Ministerul Apărării Naționale le-au transmis că sunt 4 miniștri pe lângă ministrul apărării Mihai Fifo, deci 5 miniștri care vor să participe la acest eveniment, deci nu premierul Viorica Dăncilă sau alții din guvern, ci 4 miniștri pe lângă Mihai Fifor. Vorbim de ministrul mediului, de ministrul agriculturii, de ministrul justiției și de ministrul pentru relația cu Parlamentul. Și după ce au avut loc aceste discuții, cei din administrația prezidențială se ocupă, spun ei, doar de acea parte a protocolului care ține de președintele Klaus Iohannis, decid cine stă în dreapta și în stânga președintelui Klaus Iohannis, nu de restul aranjamentului, ca să îi spunem așa. Deci, în acest moment, administrația prezidențială spune că nu a făcut invitațiile, ci că a ținut cont de ceea ce le-a fost transmis de către Ministerul Apărării Naționale, iar în acea comunicare oficială între cele două instituții nu au apărut alți miniștri, ci doar cei 4 plus ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor. Da, Andreea, întrebare. Nu trebuiau să aibă loc aceste discuții înainte de trimiterea acestui document cu desfășurarea la Ministerul Apărării? 1 și 2. Astăzi sună administrația prezidențială la Ministerul Apărării să întrebe dacă mai vrea cineva să vină, adică la ultima strigare? Nu știu exact cum funcționează, care pe care sună și dacă au sunat unii sau alții. Cert este că o comunicare între cei care se ocupă de aceste lucruri din Ministerul Apărării și din administrația prezidențială a avut loc tot timpul. Nu știu dacă acest program poate oferi modificări pe parcurs. Cert este că astăzi Ministerul Apărării a făcut această transmitere de informații către cei din AP. Asta spun cei din administrația prezidențială. Dacă ar fi trebuit să aibă discuții mai devreme sau dacă au avut, pentru că probabil aceste discuții se poartă la nivelul celor din compartimentele care se ocupă de organizarea evenimentelor. Cert este că vedem două versiuni total diferite. Administrația prezidențială spune că nu a impus invitații, ci doar a ținut cont de ceea ce Ministerul Apărării le-a transmis. Să vedem exact ce spun și cei de la Ministerul Apărării. Da, incredibil. Mulțumesc, Andreea Dumitrache, pentru aceste informații. Pare, domnule Ciuvică, domnul Iohannis a mai confiscat o zi, o ceremonie. A zis, aici sunt eu și dacă mai vrea cineva să vină, să vină, dacă nu, asta e. Cumva, da, așa pare, dar eu cred că ar exista și o explicație pentru faptul că nu a comunicat până acum cu ministerele să întrebe ce alți miniștri vor să vină și asta. Pentru că astăzi, fiind marți, săptămâna trecută,